De ce nu vă doriți să lucrați în televiziune? Nu vă place televiziunea? Nu vă place presa, jurnalismul? Nu are nicio valoare pentru voi? Ce v-ați dori voi să deveniți? În ce clasă? Sunteți o singură clasă, da? A 10. Ce v-ați dori voi să deveniți? Uite, eu când am fost de vârsta voastră, aveam două vise. Unul era așa puțin mai SF, să devin cercetător ozenolog. Îmi plăcea ozenelul. Serios, am și scris o carte. Aveam 19 ani când am scris o carte. 29. În 1994 au fost câteva evenimente pe calea 6 vânători, la anul cu grâu, și după ce am lucrat la ziar, după ce am cercetat acest eveniment, am scris o carte. Și al doilea vis era să devin actor. Îmi doream foarte mult să devin actor. Îmi plăcea. Mă pregăteam pentru asta. Da. Adoram să joc teatru, să văd artiști, să fac lumea să zâmbească. Uneori să fac lumea să plângă. Întotdeauna reușesc să faci ca toți oamenii care se uită la tine să zâmbească. Bine, viața, să vă povestesc că viața mea sau cum am ajuns eu astăzi în televiziune, poate că n-ar fi atât de important pentru voi. Deși, nu știu, poate că unii ar fi interesați. Dar ceea ce cred că este mult mai important este să încercați să vă urmați visul, oricare ar fi acela. Pe vremea mea, tehnologia nu era atât de avansată. Eu, în 1991, am primit de la părinții mei câteva sute de lei și am plecat la București. Să încerc marea cu degetul, așa era în vremea aceea. Și, sigur, am trecut prin multe. Să vă imaginați că eu prezentam spectacole. S-ar de la anumite etape, pentru că trebuie să înțelegeți un anumit parcurs și că eu am plecat practic dintr-o întâmplare în televiziune, pentru că eu mi-am dorit foarte mult să fiu actor. Da, pentru că și aici am pe cineva care poate să-mi confirme, la vremea respectivă salariile în teatru erau foarte mici, nu greșesc, foarte mari, iar salariile în presă erau foarte mari. Plecând la București, cu bani de buzunar și ducându-mă și încercând să învăț, să devin ceea ce mi-am dorit, am avut șansa să-l cunosc înainte de a ajunge în București, în București pe Florin Piersic. Celebru actor, nu știți ce vreau. Un om extraordinar, îl iubesc foarte mult și îl ador. E un om cu un suflet foarte mare. Eu eram ospătar într-un bufet, trebuia să muncesc ca să câștig existența. Timp în care învățam și mă pregăteam să devin, cum ziceam, actor. L-am recunoscut, m-am dus, am vorbit cu el, mi-a zis, ce faci tu aici? Mă rog, i-am explicat că mă încerc să devin ce îmi doresc. Și a zis către mine, păi și tu ce cauți aici? Tu ce faci? Tu servești? Da, păi de ce nu încerci să faci altceva? Păi n-am ce să fac, că Bucureștiul era... Eu plecasem din Arad. Și știam eu pe cineva în București. De-aia este foarte important să credeți în destinul vostru, pentru că în ce mă privește pe mine, în trei săptămâni, din momentul în care l-am reîntâlnit pe Piersic, pe Florin Piersic, eram ucenic în TV, în televiziunea română. Deci eram ospătar, până noaptea la ora 3, dimineața mă duceam la școală, iar peste 3 săptămâni eram ucenic în televiziunea română, lucream cu Doina Atanasiu, și Mariana Șoitu pe programe de divertisment. Și, mă rog, Titus Munteanu după aceea. Am descoperit plăcerea televiziunii, pentru că există plăcere, chiar dacă eu, dacă stau bine și mă gândesc, sunt totuși un tip emotiv. E cumplit
să auzi în cască când îți spune cineva din regie, mai ai 10 secunde și intri în direct. Sigur că la început îți pregătești un text, cum încep, ce spun. Ei, niciodată nu mai țin de textul. Pentru că stresul e foarte mare. După aceea îți spune 5, 4, 3, 2, 1, ești. Și când a spus ești, ești. Adică se uită toată lumea la tine și așteaptă să deschizi gura, să spui ceva și nu o tâmpenie. Și atunci, lângă tine mai stă și un invitat care și ăla săracul se gândește, oare ce o să mă întrebe nebunul ăsta? Sau ce o să încerce să mă tragă în jos sau în sus sau mai știu eu cum? Pentru că presa poate fi și ușor manipulatorie pe alocuri. Și atunci eu m-am îndrăgostit de nebunia asta, care se numește televiziune. Cei care se uită la televizor mă văd probabil în emisiunile de talk show și în cele de divertisment. Vreau să vă spun că mie îmi plac doar cele care le fac joi seara de la ora 21. Divertisment. Pentru că cred că asta am și învățat când eram în București. Sigur, erau alte vremuri. La un moment dat, după aceea, ce voi nu mai știți, dar o parte de aici din sală își amintește de o emisiune făcută de Marina Almășan, Ceaiul de la ora 5. Eu îi făceam, eram documentaristul emisiunii. Nu vă puteți imagina ce însemna în perioada aia să fii documentarist când n-aveai telefon mobil, când n-aveai internet și când trebuia să suni, mă duc aminte că am avut o emisiune la Cluj. L-aveam invitat pe Vișan, pe Dorel Vișan, la Cluj. Și a fost o nebunie să încercăm să aflăm directorul complexului hotelier unde făceam noi toată emisiunea. Eu am plecat 4 zile înainte, urcam într-o mașină, într-o Dacia, plecam la Cluj, cu regizorul, cu cine, toată echipa, o parte a echipei tehnice. După noi veneau celebrele cadre de transmisie, care, din păcate, am văzut la TVR și astăzi încă funcționează. Asta este un minus al televiziunii publice. Și ajungeam la fața locului și ne pregăteam. Directorul hotelului a spus, dom'le, nu vă mai lasă primați. Aici, dacă nu mă chemați și pe mine, mai spun. Să fiu acolo, în emisiune. Sun la București, vorbesc cu producătorul general, îi explic care e situația, zice, nu se poate. Doar Vișan va fi invitat, el putem aminti de el, dar are ce să caute. Directorul lui hotel îmi plăcea să prizeze bine. Mă duc la el și spun, nu, director, nu se poate, nu puteți intra în emisiune. Nu mă interesează, nu vă las să faceți emisiunea dacă nu intru și eu. Și atunci am luat decizia să-l băgăm fără să am, mă rog, așa, spontan, într-o poveste și a intrat. A intrat mor de beat. Și a făcut numai de servicii. Sunt și lucruri care nu te poți aștepta că se întâmplă într-o emisiune, într-un program, într-o filmare și le poți întâmpina. Mai ales dacă discutăm de transmisiuni în direct.